Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a anunțat că municipalitatea se pregătește pentru a implementa serviciul de închiriere trotinete electrice. Aplicația poate fi deja descărcată, iar regulamentul va fi supus aprobării în ședința de Consiliul Local din data de 25 martie și se poate găsi pe site-ul web al primăriei Suceava. De asemenea, Lucian Harșovski îndeamnă sucevenii să vină cu idei și propuneri de îmbunătățire a regulamentului propus spre aprobare. Aplicația Suceava EcoRide este pregătită și poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru început, sucevenii vor avea acces la 50 de trotinete electrice și 12 standuri cu 80 de porturi de încărcare, ce sunt amplasate în următoarele locații. Primărie, Bulevardul 1 Mai, Centru Piața 22 Decembrie, strada Nicolae Bălcescu, Burdujeni, Parcul Copilului, zona Moldova, strada Calea Burdujeni, Cetatea de Scaună Sucevei, strada Parc 8-5 Spațiu de Joacă, strada Victoriei, Curcubeu, Bulevardul George Enescu, Centrul de Tradiții, strada Universității, Mărășești, Parc Mărășești, strada Mărăști, Bucovina, strada Ștefan cel Mare, Parc Central, strada Ștefan cel Mare, Centrul Cultural al Municipiului Suceava, strada Mihai Minescu, zona de agrement Tătăraș, strada Roma. Tarifele vor fi de 50 de bani pentru pornire și 40 de bani pe minut. În cazul în care utilizatorul parchează trotineta în stand, se aplică o reducere, ajungând la 30 de bani pe minut.